Harul și pace lui Dumnezeu să fie cu voi și cu toți. Mă bucur că noi suntem împreună în această dimineață cu voi, cu Youth Ministry International. E greu pentru mine. Am fost separat în America and acum sunt grafted in, noi zicem, in the vine, în România acum. Noi suntem foarte bucuroși că în istoria, 100 de ani, noi am fost împreună cu voi în 9 ani acum. A fost un vain acolo, la seminarul, am văzut în pozele acolo. Și acum, după renovație, poate nu există. Da? Dar ideea mea este, noi suntem în Ioan, capitol 15, Dumnezeu a zis, noi suntem în viță, un viță, da? Studenți, profesori, noi nu suntem tot viță, da? Noi suntem, trebuie să rămână în Dumnezeu. În, pot să ajut cu Ioan 15, în I am the vine and you are the branches. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Every branch that is in me that does not bear fruit, orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, I take away. Va fi tăiată. But every branch that bears fruit, dar orice mlădiță care aduce roadă, he prunes. El o îngrijește. So that it may bear more fruit. Ca să aducă și mai multă roadă. You are clean because of the word. Voi sunteți curați din pricina cuvântului, which is in you, care este în voi. But abide in me. Rămâneți în mine. That you may bear much fruit. Pentru ca să aduceți multă roadă. As a branch can bear fruit, după cum mlădița nu poate să aducă roadă, without itself, în ea însăși, unless it abides in the vine, dacă nu este în viță, so neither can we, unless we continue, nici noi nu putem aduce roadă, to remain in him. Rămânem în el și vom aduce roadă. Continuăm în Dumnezeu în fiecare an. Amin, amin. Și amin.